Ecluzele canalului reprezintă modalitatea de racordare a acestuia cu Dunărea în amonte și cu Marea în aval, prin care navele și convoaiele pot trece de la un nivel de navigație la altul. Aproximativ așa ar suna, foarte sec, o definiție școlărească ce și-ar propune să exprime într-o frază ce sunt aceste complexe instalații situate la capetele canalului. Dar ar fi prea uscată și s-ar pierde emoția. Deci, parcă sunt jucării, de fapt sunt modele. Executate la diferite scări, ele au permis Institutului de Studii și Proiectări Hidroenergetice, proiectantul principal al ecluzelor, să sintetizeze și să finalizeze parametrii construirii și funcționării ecluzelor. Principalele probleme urmărite în studiile preliminare se refereau în special la studii geologice și geotehnice, studii hidraulice de laborator, construcțiile ecluzelor, construcțiile porturilor de așteptare, echipamentele electromecanice de automatizare și altele. Abia după aceea au urmat excavațiile. Abia după aceea au apărut primele blocuri de beton armat. Treptat încep să se contureze geometriile viitoarelor ecluze. Au urmat apoi construcțiile propriu-zise. Iată-ne deci în plină perioadă de construcții. Presa, radioul, televiziunea ne-au bombardat cu cifre mamut. Sute de mii de metri cub de betoane de cea mai bună calitate. Cifra lor se apropie de 1 milion. Cincizeci de mii de tone de armături cu grosim și lungim neobișnuite. Peste 16.000 de tone de echipamente mecanice integral românești, concepție a Institutului de Proiectări Echipamente Hidromecanice Timișoara. Iar cablurile electrice de comandă și automatizare măsoară împreună mai multe zeci de kilometri. Copiii noștri au învățat termeni noi. Porturi de așteptare, mol, porți buscate, batardouri, barje. Deci, calculele economice și tehnice au stabilit necesitatea existenței în lungul canalului a două noduri hidrotehnice. Nodul hidrotehnic Cernavodă, amplasat la circa 4 km de locul de racordare a canalului cu Dunărea, care reprezintă prima treaptă, preluând variațiile de nivel ale Dunării, atât în regim natural cât și în regim barat. Și nodul hidrotehnic Agigea, amplasat la circa 62 de km de Dunăre, care asigură racordarea canalului cu Marea. Fiecare din aceste noduri hidrotehnice are câte două ecluze gemene, porturi de așteptare a munte și a val cu zonele de racord cu canalul și alte lucrări care asigură funcționalitățile colaterale canalului. Dimensiunile ecluzelor sunt următoarele. Lungimea utilă 310 metri, lățimea utilă 25 de metri, adâncimea de prag la nivele normale 7 metri. Ca o noutate, dată fiind nevoia de energie, pe lângă ecluzele de la Agigea se construiește câte o hidrocentrală. Circulația apei în canal determină producerea unei cantități de curent electric suficiente pentru a asigura independența energetică a ecluzelor. Pentru exploatarea ecluzelor s-a prevăzut la fiecare dintre ele realizarea unor turnuri de comandă, având la partea superioară o vigie,
în care se amplasează camerele pentru dispecerat. Alte dotări privesc echipamentele de securitate ale ecluzei. Sasul ecluzei se umple întotdeauna cu apă dulce, care se evacuează apoi în canal, respectiv în mare. Aceasta pentru a nu permite salinizarea apei din canal, necesară pentru irigații. Gata! Ultimul control și intrăm în probe. Dar în gesturile acestui om care îi face ultimele retușuri, descoperim și o urmă de tandrețe. Fiecare ecluză este dotată cu două porturi de așteptare, unul la munte și altul la val. Construite din elemente spațiale, ele conțin amenajări de acostare și de ghidare unde vasele așteaptă. Înainte de a intra în ecluză, se ridică podul basculant. Dimensiunile porturilor de așteptare sunt lungimea 1100 de metri, lățimea 150 de metri, adâncimea apei aceeași cu aceea din canal. Porturile sunt dimensionate pentru a acosta în vederea ecluzării pe aceeași linie două convoaie. În turnul de comandă se află echipamente de navigație și de ecluzare. Aici dispecerii primesc tot fluxul informațional și transmit comenzile necesare pentru desfășurarea în condiții de securitate a ecluzărilor și navigației, folosind instalații de radio, radar și televiziune. Și acum o ecluzare. Convoiul de 6 barge, de câte 3000 de tone fiecare, intră în ecluză adus de un vas împingător de 2200 de cai putere. În urma lui se închid porțile ecluzei. Urmează umplerea sau golirea sasului până când convoiul este adus la nivelul apei din bieful pe care va pleca mai departe. După ce apa a ajuns la nivelul biefului următor, se deschide poarta de la capătul celălalt al sasului. Timpul necesar pentru o ecluzare completă, de când convoiul intră în ecluză și până când pleacă mai departe, circa 40 de minute. În sfârșit, convoiul poate pleca. Să-i urăm un călduros drum bun și un marinăresc vânt de pupa din partea proiectanților și a constructorilor.